Salutare, prieteni, și bine v-am găsit aici la un nou videoclip. A venit timpul să repicăm roșii oarele. Ce fain miroase. Mirosul ăla așa frumușianus. Repicăm astăzi roșiile. Sunt un pic cam uscate. Bine, uscată, foarte uscată turba. Azi nu am udat și a fost cald, puternic. Adică am udat de dimineață, dar s-a uscat înapoi. Deci s-a uscat destul de tare și nu știu, hai să vedem dacă putem să-l luăm. Mai întâi să facem borți, deci avem aici o alveolă de 200 de celule și vom repica în 28 celule foarte mari, cea mai bună. Și acum vreau să iau o bucată, să vedem dacă iasă cum trebuie. Hai să facem niște borți aici în viața asta. Bam! Bam! Bine, le-am făcut cam adânci. Așa. Nu am găsit ceva mai la îndemână, am luat asta. Bine, turba e destul de udă. Puteam pur și simplu cu degetul. Hai să vedem dacă iasă cum trebuie. Hai că iasă, bă. Mamă, ce rădăcină au făcut mâncate așa. Ia vezi tătuțul aici. Rădăcină puternică. Sper să nu se sfarme. Vedem dacă se vede. Ia uitați-vă aici, rădăcină puternică. Nice. Hai că e bine. E foarte bine. Și punem aici, pac. O să udăm. Chiar acum o să ud. Hai că aici am nenorocire aici, nu mai știu. Dacă vedeți în solarul meu, în spate, rească sfântul, e nebunie. Îi nebunie. O să ud fix acum, pentru că turba, cubul de la această turbă e foarte, foarte uscată. Și o să ud un pic, adică un pic mai mult. Așa. Bineînțeles că o să mai pun turbă după aia. Mamă, ce ușor iasă. Mamă, ce rădăcină are, îmi place. Are rădăcină frumoasă. Ia uite ce frumos. Chiar o să le astup un pic mai jos, o să le bag un pic mai adânc. Așa. Mamă, asta e și ea, rădăcina pe partea cealaltă. Rădăcină puternică, bă, îmi place. Și nu prea au fost zile ca lumea, adică. E bine că nu avem alungire. E bine să totul. Mai avem o gură de Masterinus. Da, nu se poate. Uite-te și tu. Așa, tătuțul. Putere de urs. Bam. Eu cred că le pot scoate și direct așa. Nu, mai bine un pic de la cub. Un picuț trebuie. Un picuț trebuie pentru că e foarte... Uitați-vă și voi ce rădăcină are asta. Uitați-vă și voi cât a rădăcinoiul. Nu știu dacă se de pe camere și nu le-am dat nimic, adică. Eu zic că e bine, nu? Nu-mi place alveola asta de 28, cred că sunt mai multe feluri. Mi se pare e paharul cam jos. 2, 4, 1, 2, 6, 7, da, e de 28. Dar mi se pare paharul cam jos așa, nu e adânc. Cred că sunt alveole mai adânci, tot cu 28, dar mai adânci. Eu am 32, chiar să vi-l arăt. Am aici giganticul, cred că era bine dacă puneam în 24. Cred că o să pun și câteva alveole în 24. Uitați-vă și voi cât de mare astea, mâncați-le așa. 24. Și astea sunt de 32. 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 4, 32. Deci avem aici alveole de 32 care sunt mai adânci. Uitați-vă și voi cu cât. Deci astea de 32 sunt mult mai adânci. Nu-mi place alea de 28.
Cum sunt așa joase? Chiar o să mă uit la un clip la domnul Dan. Să vedem dacă așa salvările de 28 sau sunt de mai multe feluri. Eu am luat de la semințe plante, dar numai asta era de 28, n-am văzut alta de 28, sincer. Trebuia să mai aduc o leacă de turbă în ceva, ca să am aici, că o să trească să mai pun, las că pun după aia. Mă duc acolo și pun la fiecare împrejur. O să le repic pe cele mai frumoase, alea mai micuțe o să le pun în alta alveolă. E foarte importantă chestia asta, să le puneți la același nivel cam, pentru că dacă puneți una mică și una mare, cea mare o să o umbrească pe cea mică și nu o să se dezvolte cum trebuie. Deci luăm și noi așa mai, uite aici, gata să o felie, trebuie să le dau un pic de apă, bă. Și am zis că pun și peste astea. Deci la fiecare cub o să pun un pic de apă. Astăzi le-am mutat de dimineață, dar nu știu, s-a uscat extrem de repede turba. Eu am pus acum și perlit, ca să nu se mai usuce chiar așa, într-un hal, fără de hal. Bine, le ude oricum după aia mai ca lume. Stai că eu ce-am pus acum, stai să văd. Deci am unul până aici, trebuie să mă duc, cu rugantinul. Deci acum repicăm roșiile rugantinul. De-aia au rădăcină așa puternică, că e hibrid puternic. Ia uite-o, mamă, ce frumoase sunt rădăcinile, jur. Cred că mai bine uscată să fie turba, pentru că altfel iasă cubul. Cred că dacă era udă, se rupea. Dacă era udă turba din alveolă. Asta e bine așa, el își revin acum. Și prima alveolă este gata, dragi prietenași. Asta trebuie o leacă mai adâncă, n-ai pune o turba cum arată. Hai că arată bine stăpuțul. Arată în forță, ia uitați-vă. Alveole de 28. Hai că avem de repicat. Avem de repicat, mai bine o gură de manzarinos. E nebunias. Dar n-am mai fost să plantez acele plante, pentru că cum am văzut plantuțele astea, nu au nevoie de aparat, neapărat astăzi de repicare, pentru că sunt prea îngrămădite și turba se usucă foarte repede. Trebuie să stau cu pompița în continuu și nu prea e convenabilos. Ah! Am pus și perlit, 3 saci de ăștia la un sac, cred că am pus cam mult. De aici n-am mai amestecat, am mai avut o leacă. Așa. Și acum mă juc la fiecare, că nu vreau să dau deasupra. Am văzut că unii dau și pe deasupra și după aia se spală prin udare. Dar nu-mi place. Vreau așa să mă joc cu ele. Că dacă stă mai mult, nu ne-a fugăre nimeni. Mai că mi-ai rupt și câte o frunză dacă mă joc așa cu ele. Cred că nu trebuie să mai numai să pun așa, pac.
Și așa și azi după aia. Așa. Cât de cât. Dacă aveam niște turbuscata, asta e umedă. Era bun niște turbuscata acum. Ia uitați-vă ce turbă, bombardieră, gunoi de graște. Sau ce e ăla, nu știu, un burete așa. Vom vedea. Unii zic că nu prea e bună turba asta de la Dumuna. Cine știe? Vedem acum cum se dezvoltă plântuțele în turba aceasta. Și acum facem o leacă așa. Și cam aia e. Cam aia e tătuțul. Pam. Cam așa arată. Avem de repicat. Avem de repicat tătuțul. Ne dăm la treabă și revenim cu finalul. Rugantino repicatos. Trei alveole și au mai rămas câteva, doar care o să le mai las pentru că nu au făcut frunzulițele adevărate și sunt mai micuți, așa, mai ferave. Eu nu știu ăsta dacă e roșu, cred că e altceva. Pare să fie ardel, nu știu cum naiba, sau nu, vânătă, cred că. O sămânță de vânătă sau ceva asemănat acolo. Și uitați-vă. Și voi trebuia să intervin, vedeți că nu s-au mai dezvoltat frunzulițele adevărate cum trebuie, pentru că au fost prea înghesuite aici. Alea mari și cu alea mici, trebuia repicate un pic mai devreme alea mari și după aia. Uitați-vă și voi ce bine arată astea, mult mai bine decât Rugantino. Rugantino a fost un pic așa mai, a început bine, dar nu prea o termina bine, cum s-ar zice. Bine, a fost vina mea, bineînțeles că nu... Le-am udat când trebuie și le-am udat când nu trebuie. Am avut... două faze de astea. Astea trebuia odată mai bine, dar m-am temut să le ud că dimineața am avut ceva treabă. Bine, m-am luat cu treaba pe aici și am uitat să le ud. Și-a dat soare și m-am temut să le ud pe timp de soare. Le-am dat doar un pic așa, iată, și s-a uscat imediat turba. Dar nu nicio problemă. Merge așa, tate. Altul moare și așa n-are. Cum s-ar zice, nu? Altul moare, mă, și așa n-are. Chiveli parcă e asta sau Havana, nu mai știu exact, numărul 2. Numărul 2, tătuțul. Și bam. Mamă, ce rădăcină frumoasă au și astea. Hai să vă arăt. Ușor, e armiticuță, ia uitați-vă. Deci au rădăcină puternică. Îmi place. Îmi stare curios la soiuri, dacă e tot așa. Dacă avem timp, repicăm asta și soiuri ceva. Vom vedea. Și om trai. Asta arată mult mai bine. Îmi place. Alea mai micuți o să le pun pe margine. În colțuri, ca să aibă lumină. Aș fi pus separat, dar eu n-am multe răsaduri și n-am, trebuie să pun în pahare individuale și n-o să am loc. Nici rădăcină faină ușa. Super bine. Spune așa mai aici. Bine să ia, bă. M-a un pic apăsat de vârf, foarte ușor. Și ele după aia ies. Deci am două. Uite, una îmi germinează, abia acum ești nebun. Abia acum iasă. Așa e primul an. Mai învățăm, mai una alta. Era bună că puneam perlit și la semănat. Pentru că s-o usca foarte repede turba asta. Nu mă așteptam să o usuce așa repede. Trebuie să stai cu pompa non-stop întrânsă. Dacă o da soare, gata. Păi nebunie. Mamă, cât are dăcină are asta. Bine-s, băi, tătuțu, bine-s. Dacă mai adânci găurile astea, să le fac. Așa.
În apă ești, nu iasă. Riști să o rupi. Neapărat apăsat pe spatele alveolei. Neapărat. Altfel o rupeți, dacă trageți de ea. Ele sunt foarte ferave. Așa. Și numărul 2, aici trebuie să vin eu. Eu pe astea mai mari fac una de asta mare, puternică. Numai de astea mari eu. Deloc nu s-o alungi, bă, sunt micuțe, zici că le-am ținut pe loc, ești nebun. Nici un pic de alungire. Bine că le-am dat apă cu porția, v-am zis. De-aia cred că o făcut și rădăcine. N-ai bine să le dai apă cu porția, zic că. Așa, ușor, ușor. Și a zis domnul Dan că când le plantăm, să le băgăm în șoc. Deci nu trebuie să le dăm vreo 3-4 zile. Și de atunci sunt amenințate și rădăcina se duce mai jos și mai jos. Și trebuie mai multe șocuri, nu doar la plantat. Trebuie multe șocuri la roșii. Sunt secrete de astea, bombardiere și... importante, importante. Eu le-o dam toate, le dădeam cu galeata. Noroc de domnul Dan și de alți grădinari, bineînțeles, care mă uit la Cipriani, are la foarte mulți. Jurnalul unui grădinar, păcat că nu mai postează, îmi plăcea foarte mult pentru că era de vârsta mea și era pe ritmul meu. Sunt foarte mult și ai de unde învăța. Înainte nu era nimic. Erau grădinari ăștia bătrâni și nu zicea nimic ca să nu faci și tu la fel ca ei. Era invidia. Numai ei știau. Acum e bine cu internetul, pentru că afli foarte multe, foarte multe. Dacă nu era internetul, mai știam eu să repic pe una, că eu anul trecut am repicat în pahare de alea, de zi, de unică folosință, de alea cumpărate. Măi, și nu zic că nu, dar cu lud de grădină, adică acum am trecut un pic la alveole, nici nu știam de alveole măcar. Am învățat foarte multe, cu alveole, cu turbă. Într-adevăr, iubăr costă puțin, dar ai și calitate. La turba asta nu-mi place, adică dacă nu merge nici cu perlila, nu o să mai iau dumneavoastră, o să iau altă turbă. Se usucă foarte repede aia de semănat. Dar cred că așa sunt toate turbele, nu știu. O să facem și un test, dragi prieteni. Mamă, ce am făcut. Exact aia care... O scoteam pe aia care germinează acum, abia. Așa, asta mai ales. O să germineze, ce o pun mai târziu. Pun afară. Acum avem o problemă aici. Avem o problemă, tate. Avem două. Am mai avut două și de rugantino. Și uitați-vă și voi ce rădăcine puternică au făcut. Și nu le-am dat cu nimic. Pur și simplu pică soare și multă căldură. Ce de făcut acum? Trebuie să dăm ușor, ușor. Este de nașpa pentru că s-o prins una pe alta. Se rupă. Da. Uitați-vă și voi cum s-o prins, cum se dă. Jumulite. Punem așa, n-avem ce face. Am mai scăpat două. Na, n-ai cum să nu scap câte două, din greșeală. S-o lipi două de creion și aia e. N-o scrie bine așa. Oricum, cred că o să fie pierderi la repica câteva, adică nu cred că ar fi super dacă ar merge toate. Dar nu cred, adică ar trebui să am noroc. În forță. Trebuie să fiu în forță, tătuțul. Și ultima. Și ultima tătuțul. Bam. Dar cred că e chivelii asta sau Havana, ori Havana, ori chivelii. Arată mult mai bine astea, îmi place. Mai avem, cred că, vreo două alveole tot. Așa, în forță și după aia trecem la următoarele. Let's go! Nebunie, tate. M-a luat o durere de cap de numai. Numai. Mai beau o gură de Monsterinos. Nu mai știu unde să le pun și cum să le pun, faza că alveolele astea cu 28 de celule nu prea stau așa bine pe astea. Și am pus niște polisteren, dar trebuie să mai aduc. Bun, prieteni, aflăm în dimineața următoare, mi s-a terminat bateria seară și nu am mai filmat nimica. Am stat oricum destul de târziu pentru că
Am pus alveolele și nu prea aveam pe ce să le pun pentru că nu stătea foarte bine pe acești pari. Așa că trebuie să adun niște polisteren și mai bine cred că pe polisteren stă foarte bine și și mai cald. Și uitați-vă că parcă deja s-au prins și s-au îngroșat tulpinele de ieri. Adică uitați-vă ce bine arată. Wow! Deci, deja parcă sunt alte plântuțe. Arată mult mai bine. Și nu mai sunt chiar atât de înghesuite, adică nu mai sunt deloc. Chiar arată bine, sereu. Repicăm astăzi. Bine, ar trebui să terminăm tot. Deci tot trebuie să repicăm astăzi. Avem ceva. Am pregătit de aseară, deci am stat foarte târziu. Am pregătit aproape 10 alveole. Și nu mai aveam turbe, trebuie să fac din nou un amestec de turbe. Dar mai întâi le punem pe asta și după aia facem din nou amestecul. Și cam aia e. Avem o zi foarte frumoasă afară, cu cer senin, de dimineață, încă nu a fost niciodată așa dimineață soare, deci la ora 8 deja soarele se bate, bătea de la ora 7 jumate, deci foarte, foarte fain. Astăzi o să plantăm și plantuțele astea, ce avem noi pe aici, cum ar fi acest mur japonez care arată foarte bine și frunzele sunt foarte așa aprinse, îmi place. Și-ați spus și căpșunii mei care i-am pus la ghiveci, la pahar. Sunt tare curios cum o să meargă pentru că o să-i las acolo mai mult și o să-i pun undeva într-un colț de solar. Cred că așa o să fac. Și cam aia e, mergem și ne apucăm de repicat, că e nebunie. Ieri am repicat Rugantino cu Havana și au mai rămas câteva plantuțe amărâte, trei plante, două de roșii și una nu știu de ce, ăla cred că e vânătă la cum pare. Nu știu cum naiba au ajuns acolo. Dar nu e niciun fel de problemos. Și avem 1, 2, 3, 4, 5 și cu 3, 8. Deci vreo 12, 13 plantuțe care n-au ieșit. Deci au fost ceva lipsuri din 200. 90% germinați. Eu sunt fericit. Nu le-am oferit extra bună condiție, să zic așa. Nu le-am oferit nici condiția de germinare. Am germinat-o în casă, dar cum au dat un pic colțul, le-am scos la lumină și am pierdut imediat căldura de aici, față de cea din casă. Și nu au fost germinat toate, dar m-am temut să nu se lungească. Deci mai bine așa. Mai bine câteva ani minus decât să fie toate alungite și urâte. Trebuie să și udăm, dar am uitat să pun alea înăuntru și sunt foarte, foarte reci și n-aș vrea să văd cu apă rece. Am udat câteva aici, sper că nu o să fie vreo problemă. E foarte, foarte rece apa. Lăs un pic să se încălzească și după aia o să văd ardei și ce mai e pe aici, pentru că e foarte uscată din nou turba. Abia aștept să termin repicarea și la vinete și cu ardei, că e nebunie. Deja încep frunzulițele să dea la vinete, ceea ce e bine, la ardei, pardon, și la vinete, ușor, ușor. Da, ne apucăm de repicat că am stat destul cu vorbăra aia. Bine, norocire, nu mai avem loc. A, uitați-o cum e. Asta arată bine rău. S-a uscat un pic turba de ieri până acum. O să mai aud eu oricum. Bine, nu e bine nici să fie udă, udă la repicare, să fie umedă. Asta e important, de acum trebuie să o ținem umedă atâta timp cât e afară frumos. Nu știu cum o să fac eu loc după aia, să văd dacă mi-intră aici. Nebunie. Imediat o să deschidem și lateralele, mai așteptăm un pic să se încălzească. Că încă e frig afară. Să nu intre curențe reci. Trebuie să-mi iau o lavaliere neapărat ca să mă auziți mai bine, pentru că dacă e camera un pic mai la distanță, e microfonul de la cameră, cu cât e mai la distanță, nu o să mă aud bine. O să strâng bani să-mi iau una puternică.
Aia zic toate. Și începem cu Sun Gold Tomatoes. Cele mai frumoase. Hai să-i dăm rădăcina. O scoatem pe asta mai barosan, așa. Da. Are rădăcină. Nu chiar așa mare ca la hibrid. Bine că și ăsta e un hibrid, bacana. E un hibrid de șerii, dar totuși are. O să vedem și la celălalt. Deci e ok. Arată bine. Arată bine, stăpuțul. Arată bine. Cât e trângaură, parcă nu se mai vede nimica din ele. Sunt foarte micuțe. Și-a crescut, le-am stagnat un pic pe loc. Ele trebuia să fie un pic mai înalte. Trebuia un pic mai înalte. Le-am stagnat un pic. Acum o să-și dea ele drumul. Fost înghesuite, trebuia repicate. Bine, nu trebuia repicate mai devreme, că n-aveau frunzulețele chiar așa. Numai că au fost câteva zile care nu le-am udat și trebuiau udate. Faza că eu le-am udat și numai, nu le-am udat deasupra, numai la rădăcine. Dar turba fiind foarte... Așa, se usca imediat, udam, după o oră iară se usca. Și nu știu, să-mi ziceți în comentarii dacă e bine să udați la răsaduri, dacă se usucă turba și se udați în timpul zilei. Adică în acuz dimineață turba se usucă până la ora 2, dacă dă soarele afară și e bine să uzi și atunci. Eu știu că nu e bine pe timp de soare, dar na, vă întreb, la răsaduri, nu știu cum e. Cât de bine pot să arate, prieteni. Ia uitați-vă ce bine arată acum. Altfel. Simt și ele ca o altă viață. Acum o să dureze vreo 2-3 zile până se vor acomoda cu noul substrat și după aia o să-și dea drumul, cred că în forță. Ci că așa îi după repicare. Se ducă în forță. O să le dăm și un crop max după o săptămână. Le lăsăm o săptămână, nu le dăm nimica timp de o săptămână. O să le dau de fapt un razormin pentru rădăcinare și după aia o să vin cu crop max, pentru că rădăcina e foarte importantă, cea mai importantă, dacă are rădăcină puternică se dezvoltă și sus, nici n-ar trebui alte rădăcina e 75% importanța ei. Da, au mai rămas două plante de Sun Gold. Eu știu că am mai pus undeva, că au fost 40 și am mai pus undeva 10, dar nu mai știu exact unde, trebuie să mă uit. Pentru că ar trebui să aibă exact frunza aceeași și chiar o să mergem să ne uităm acum. Știu că mai am pus eu undeva 10, doar că nu am scris. Ia, ar trebui să fie frunza la fel. Aici nu e, oricum pe capăte am pus. Acolo nu, nu fie aici. Nu mai știu unde. Nu mai știu unde, tate. În fine. Vedea că nu ieși. Bine, astea două o să le pun în pahare individuale, că nu am unde să le pun și mergem mai departe. Bun, mergem mai departe și acum vom repica prima dona. Hai să vedem cum e rădăcina la prima dona și destul de bine. Ia uitați-vă. Deci, uitați-vă, e forță. Nu știu dacă se vede că soarele bate din partea dreaptă. Da, eu zic că se vede. E forță. E forțime. Ce frumoasă miroase. Nebunie. Nu prea au făcut frunzulițele cum trebuie astea, dar nu le mai lăs. Rădăcină au, deci se vor prinde.
Cu un prieten am terminat și cu prima dona, mergem mai departe cu numărul 9, Chiveri. Mamă, nebunie câte alveoli o să-mi iasă. De ce nebunie? Nu cred că-mi intre. Trebuie să o mai prelungesc. Mai am un pic de folie, adică e lungă. Dacă mai avea vreo 3-4 metri. Dar o să trăiască și mai lung tunelul. Cred că o să trăiască până în capă, până când o să semăn și varza și conopida. O să fie full. E bine să ai două solare, unul de presaduri și unul de plantare, că o să fie greu când o să plantăm. Să se scoatem afară, cât o să fie atunci, o să fie nebunie. Hai să vedem și la prima dună cum a prin rădăcinare. Ia uitați-vă aici rădăcină puternică la chiveli, nu la prima dună, deci la chiveli arată forță. Deci o rădăcinare foarte bună, zic eu. Deci chiar se prezintă bine. Se prezintă super bine. Am pus câteva mici aici și cu câteva mari, acum să vedem dacă e bine sau nu e bine. El trebuie să fie bine, chiar cu ăla de 28. Ar trebui să aibă probleme, niciuna. Normal și normal. Că nu mai are rost să fac alte, că nu am multe plante. Dacă avea multe, da, îi sortam alea mici cu alea mari. Dar așa, câteva trebuie să le amestec și nu prea. Gata și cu astea. Chiveli, mai avem încă una, două, trei, cred că încă două alveole aici. Deci încă două alveole. Și am terminat și cu această alveolă de 200 și mai avem tătutul. E ceva, dar nu că are pe cala astea, mai mult mi-a ca să pun turbă pe lângă. Că vreau să pun așa ușor, frumos. Acolo mi-a cel mai mult timp. În rest, dacă n-a trebuit să pun turbă aceea, m-aș duce glonț. Dar mașina nu prea ar trebui, dar am zis să pun să fie așa la un nivel, cât de cât. Altul moare și așa n-are. Ia uitați, prieteni, câtă rădăcină are și vedeți că rasadul nu e foarte mare, adică nu e lung deloc. Și uitați-vă și voi ce rădăcină mare are, deci s-a dezvoltat foarte mult în rădăcină. Și asta pentru că nu le-am udat, cred că atunci și ele au fost cumva concentrate asupra rădăcinii. Oricum e super bine, chiar dacă ele nu sunt foarte lungi, deci vor da drum acum le ud. Anunță săptămâna asta toată, frumos, e ud puternic, bine puternic, moderat, așa frumușianos. Și vor da drum frumos. Acum trebuie să se îngroașe rădăcina, să se facă puternică. Asta contează, pe asta o să mă focusez, adică mă focusez. Uitați-vă și voi ce rădăcină are asta. Uitați-vă și voi. Fără să le dau nic. Deci eu zic că o rădăcină e destul de bună, uitați-vă și cât e de deasă. Nu știu la soiuri dacă e tot așa. Dar la hibriz, e forță. E forță. E tanchinus.
Deci e bună turba, dacă o format rădăcini. Bine, nu-mi place că s-o sucă foarte repede, dar cred că așa e toată turba, toate turbile. Aia ce să faci. Dacă puneam perlit, probabil nu se mai usca chiar așa. Tot s-o usca probabil, dar nu chiar așa, într-un hal. În câteva ore. Bun, am terminat și cu asta, deci ar mai fi 10-20, da, încă o alveolă, încă o alveolă bună. Bun, prieteni, revenim cu soiurile de data asta și începem cu lacrimile fecioare. Hai să vedem cum se prezintă. Asta arată destul de bine, nu arată chiar urât. Nu e la fel de deasă rădăcină cum era la hibrid, dar e ok. E ok, poate am luat unul mai amărât așa. Dar e ok. Foarte uscată turba, foarte uscată. Cam așa arată, prieteni, și lacrimile fecioare. Hai că nu chiar arată de rău. Mergem mai departe cu minunea bunicii. Am mai rămas două sau trei plântuțe de lacrimile fecioare. O să fac o aveoră la final cu amestecături, ce o să rămână, așa e. Bun, prieteni, am schimbat un pic tactica. Le-am udat cu pompa mare, ca să fie treaba, pentru că se usucă foarte repede turba asta, deja s-au uscat acolo alte. Și am udat cu pompa mare și acum o să fac pur și simplu cu degetelul, că nu prea mai iasă cu ăla, că e udă, e prea udă. Și cu degetul cel mai bine, ia uitați-vă ce bine iasă, pac, pac, și mai repede, și mai uniform, și mai pe jumate. Și ce ne pasă? Stăm așa pe spate. Bun. Hai să vedem minunea bunicii, un alt soi. De fapt, nu e tot lacrima fecioare, că am lacrima fecioare până aici. Deci mai avem una de lacrima fecioare. Ok. Da, da, da. Mai avem o alveolă de lacrimă. Nu știu dacă o să fie completă, vedem acum. Mamă, ce uscată e turba asta, Dumnezeule. Asta mică. Dar uite că jos e umidă, adică numai deasupra e uscată. Dar rădăcina e udă. Ia uitați-vă. Deci e udă. Umedă, nu e udă tare. E numai bine. Cred că o să le ud cu pompa astea, că sunt foarte multe și nu mai am timp cu pompița aia mică. Sunt destul de multe și cred că dau cu pompa mare, începând de mâine. Da, prieteni, au mai rămas aici încă 8 celule libere. O să punem ceva probabil și acolo, nu lăsăm așa. Dar ce o să rămâne de la celălalt, o să punem aici și scriem cu markerul, bineînțeles. Pac, am luat pompița asta frumos. Ce să stau eu? Mă chinui cu aia mică. Iau. Ba. Trebuie să pun cealaltă duză, dar nu știu, nici naiba am pus-o și așa.
Aia zic toate. Frumos, elegantus. Nu aveți toate mașinarie de fac cu găuri. Ce mai trebuie aparatură și mai repede fac cu asta. Cât mai stau, să mai apăs, mai nu iasă egal. Așa e perfect. Bag deget exact. Pac, pac. Minunea bunicii. Dacă nu mă înșel, numărul 14. Ia să vedem dacă e chiar minunea bunicii. Da. Hai să vedem minunea bunicii. E asemănătoare cu lacrimi de fecioare. Rădăcinare bună, aș putea să zic. Soi, da, este un soi bulgăresc, dacă nu mă înșel. Cu roșii gigant. Nu prea au frunzulețele adevărate încă formate toate, dar le pun așa. Rădăcina e formată, cubul format. Ia o să fac acum. O să dezvolte altfel, acum o să și le ud ca lumea. Rădăcina care e puternică, uitați, e forță, nu ca așa. Deci 14, vrei ceva de minune? Minunea bunicii? Ha-ha. Ia uite câta rădăcina, nu știu dacă se vede până acolo. Da, unele nici n-au format măcar frunzulețele adevărate. A, e, le punem așa. Nu le mai țin aici. Trebuia mai mult udate. Nu prea le-am udat. Nu am vrut să fac un exces de apă. Las că-și revine ele acum, cred. Sper. Cam aia au fost și cu minunea bunicii, acum trebuie să încărc chiar turbe, că nu mai am, gata, s-au dus. Am vreo 20 și ceva de alveole deja și mai avem o grămadă de repicat. Deci trebuie să pregătim din nou. Dar hai să vedem acum că îi spunem minunea bunicii aici, ce-a rămas. Stat așa un pic în nebunie. Un prieten după vreo o oră și ceva am pregătit, până ia mult timp să pregătești alveolele, până le umpli, până le mai uzi, până le mai așa, a trecut o grămadă de timp. Am pregătit iar 8 alveole de astea, o să mai pregătim dacă o să mai avem nevoie. Mergem la numărul 13, ia să vedem ce avem la 13, cred că e smaraldul. 13, nu, e ananas, ananas, roșile cu guze ananas, care se prezintă foarte, foarte bine. Hai să vedem și rădăcina, cum se prezintă, chiar foarte bine. Ia uitați-vă, e forță. E forță. Se pune pe jumătate că e mai mare ăsta. Foarte cald astăzi, foarte cald. Am 25, 26, 27 de grade. Cu aerisirile deschise, trebuie să le mai deschid mai sus. O să le deschid. Dar e bine așa, lasă așa, la 27 de grade, e perfect. E perfectinus. Una care... abia o răsărit, am pus așa, din greșeală am luat-o. Aia zic. Și mergem mai departe, mai avem, nu mai avem o alveolă, mai sunt foarte, foarte puține, alea o să le las și o să le pun într-o singură alveolă la final, ce o să rămână. Acum sunt foarte multe care abia au răsărit, adică recent. Trebuie să le iau și să le mai lăs să crească, să pun așa o alveolă cu de-astea mici. Numărul 12 și avem pomodoro. Deci la numărul 12 avem pomodoro. Hai să vedem os. Să ud un pic. Motorul foarte micuțe și astea. Nu s-a dezvoltat cum trebuie. Și asta a fost din cauza lipsei de apă. Mai mult ca sigur, nu le-am dat prea apă pentru că au fost înnourate în continuu, non-stop, abia de acum a venit căldura. Și am
făcut excesuri cam mari de apă, trebuia să le ud chiar dacă era înaurat. A, e. E bun așa, vedem. Eu zic că o să-și revină frumos în astea. Așa am un sentiment eu. O să crească frumos, acum că o să le țin umiditatea mult mai ridicată. Bine, nu foarte mare, deci să fie umed atâta, nu o să mai fie uscată cum e asta. Și fiind alveolile cu pahar mai mari, o să fie umiditatea mai... mult mai greu să se ducă față de astea mici. Până unde trebuie să mă duc? Până aici, la 12. Bun, prieteni, întâlnă și cu această alveolă. Această alveolă sunt doar cu frunze de răsărire, deci nu prea frunze adevărate, dar am zis nu le mai răsă. Erau foarte metitele pe acolo, toate jocurile sunt blegăjite, pentru că unele le-au crescut mai mari și le-au umbrit pe astea și nu au fost nicio miezală cum trebuie și nu prea s-au făcut cum trebuie. Și am pus și mai multe sori, unele le-au crescut mai repede, unele mai puțin, o greșeală pe care nu o să mai fac la anul. Dar să vedem, poate își dau drumul. Vom vedea peste câteva zile treaba asta. Un prieten trece la o nouă alveolă și avem numărul 17, avem Yellowstone. Deci băgăm Yellowstone, avem 50 de plântuțe de Yellowstone. Păi ceva. Foarte micuțe și astea. Aia, punem așa. Nu prea îmi place că nu au făcut frunze adevărate toate. Adică au făcut foarte micuțe. Dar deja am stat mult cu ele. Și trebuia să le ud în continuu, din oră în oră, că s-a uscat urba foarte, foarte, v-am zis. 6 s-o sucă, numai că trebuie să ud mai des. Bine ca o rădăcină, imediat se prind din cub. Scurcută cu rădăcină. Totuși e bine să apăsați un pic, pentru că risca să le rupeți. Mai bine apeși, fac. Și aia. Bun. Încă o alveolă terminatos. Așa. Și la 16 avem Smarald. Smaraldinus. Bună rădăcină și la astea. Ia uitați-vă aici ce frumoasă rădăcină. Smarald. Foarte, foarte frumoasă rădăcină. Incredibilos. Unele plante chiar arată bine, rău. Care au fost mai așa, mai umezite. Ia uite. Care sunt mai mari, care s-au dezvoltat, au rădăcine puternică. Ia uite-o pe asta. Forță. Gata cu și cu smaraldul. Mai avem niște șeri galbeni acolo. Și cam asta a fost și penultima alveolă. Mai avem una singură, aia un pic mai mică. Suntem aproape de final, să vedem dacă mi-e în cap toate alea acolo. Mă bucur că mi-a ajuns turba și încă o să-mi rămână, ceea ce e super, super bine. Și mergem mai departe. Let's go, baby! Bun, prieten, și ultimul soi din această alveolă este roșiile șerii galbene, foarte mititele, dar au făcut frunză adevărată. Ia să vedem o rădăcină, cum se prezintă. Destul de ok. Nici mare, nici mică. E bine așa. Foarte mici. Le punem așa, să crească.
să iau una numai de astea mici. Umbrete, mergem mai departe cu ultima alveolă și mai avem câteva de sweet baby, dar foarte puține, deci nu prea am germinat astea mai deloc și au rămas foarte mici. Foarte mici. Cred că astea au nevoie de mai mult umiditate. Eu rămas așa mititele. Sper să-mi ajung exact alveola asta. Să o pun cu sweet baby. Ia să vedem ce e. Numărul 7. Avem un hibridi Sherry, Sherolina F1. Și deja se prezintă mai bine. Hibridii se prezintă mult mai bine. Indiferent că au fost udați, că nu au fost udați, se prezintă mult mai bine. Mai mari, mai așa, mai puternicani. Uite și rădăcina puternică ieșit afară. Frumos. Ia uite-o câtă rădăcină. Numărul 6, prieteni, avem pară galbene. Foarte frumoase. Deci para galben arată foarte bine ca și răsad. Ia, ce frumos arată. Și rădăcină foarte bună. Nice. Pară galbene, mâncăm piare. Bun, cam așa arată și pala galbenă, foarte bine, mai a rămas un rând, undeva la 9 plântuțe, 8 plântuțe de pară. Și mai avem acolo câteva, ia ce mai avem aici, mai avem 4 și 3, deci ar mai trebui Red Zebra. Și Tula blanc. Roșiile alea negri. Ok. Bun, ultimele roșii. Nu știu cum o să le pun, pentru că sunt mai puține. Cred că o să punem așa. Ce să facem? Și scrim la fiecare. Și mai avem un rând de roșii tip pară. Cele mai frumoase roșii mi s-au părut Sun Gold-ul ca și răsad. Deci Sun Gold-ul mi se pare cel mai frumos răsad. Frunzele sunt diferite și arată foarte bine. Stare curios când e răsad mator cum arată Sun Gold-ul. Arată forță acum. Dăm o leacă așa să iasă mai ușor, că nu vreau să le rup câți puțini. Unele abia germinează, fraților. Abia ies acum. Ciudat. Da, nu a fost umezala cum trebuie. Trebuia mai udate. Când trebuie și ieșeau altfel. Faza e că am pus... Nu o să mai fac așa. Că de asta nici nu a ieșit cum trebuie toate. Am pus soiuri diferite în aceeași alveolă. Unele și mai devreme și le-am scos de la căldură, le-am pus un pic mai la răcoare și de aia nu au germinat toate celelalte. Deci la anul trebuie să pun soi alveola. O să tai din alveolă, cel mai bine, așa trebuie să fac la început. Da, e bine și așa. Bun, prieteni, am terminat. Am mai pus cele care au rămas prin alveole, unde au mai fost lipsuri. Ia uitați-vă ce nebunie e aici. Câte alveoli ferească sunt. Uitați-vă ce nebunie am aici. Acum vine greu. Trebuie să scot tot și să aranjez perfect ca să-mi încapă toate. O să fie nebunie.
Holy fuck. Bine că am terminat cu repicarea. Mi-a mai rămas turbă, trebuie să o pun în sac aia și o să o folosim la repicarea ardeilor și repicarea vinetelor și mai am încă două alveole, adică de roșii, de câte 100 de celule, adică o alveolă cum ar veni. Deci mi-ar mai trebui, nu și nu, mi-a rămas aproape la fix asta de 28, două alveole mi-a mai rămas, una care e ruptă și asta. Nu știu dacă mai am, cred că nu mai am de asta de 28. Deci e perfectos. Bun, ne dăm la treabă că avem o grămadă de treabă, acum începe greu. Trebuie să scot tot. Așa, trebuie să ne mișcăm, tati, în viața asta grea și amară. Avem câteva de pus și am terminat oricum, e forță. Am pus pe polisteren pentru că nu prea stau așa bine pe parelea. Și mai bine este pe polisteren, e și căldură de desubt, ceea ce e minunat o să. O, domnul Părcușor! Avem și pe domnul Părcușor acolo, în îndepărtare. Bun, prieteni, după aproape 2 ore, cred, am mutat și uitați-vă ce nenorocire încă am aici. Încă am nenorocire, dezordine maxim. Alveolă, alveolă, priște alveolă. Nu mai știi ce e aici. Am aranjat măcar în răsalniță, le-am pus toate. Ia uitați-vă. Două rânduri bubă, aproape până în capăt a ajuns. Bine, cu ce mai am paharele alea, așa, alea o să le plantez chiar îndată, că nu mai am cap aici, trebuie să le plantez afară. Și cam aia, uitați-vă și voi, ce nebunie aici. Una și una. Una și una, tătuțul. S-a uscat destul de tare torba, o să le ud, cred că ori de seară, ori dimineață, nu știu. Cred că dimineața e mai bine. O să le dau o odare puternică dimineață, la prima oră, cum e tot așa, e soare. Să sperăm că e soare. Uitați-vă aici, deja s-a uscat torba un pic. Înăuntru încă e umedă. Arată bine, uitați-vă și voi. Acum așteptăm un pic să crească, pentru că sunt foarte mici încă. Acum o să stea câteva zile așa, o să formeze rădăcina puternică, trebuie să le dăm din abundență. Cât de cât, bine, nu foarte mult, dar să fie mereu umed, să nu mai lăsăm turba să usuce deloc. E foarte important acum să nu stea turba uscată, pentru că și așa că am avut turba uscată mai mereu și a crescut foarte, foarte greu. Și nu a făcut multe dintre ele frunzulițele adevărate. Uitați-vă cum e asta. Dar în rest, vedem peste o săptămână cum o să se prezinte. O săptămână, două maxim. Dar într-o săptămână ar trebui să vedem diferență. Peste o săptămână o să le dau un razormin și încă o săptămână o să le dau un crop max. Și cam aia e. Și înainte de plantare o să le dau un cupru. O să le dau un simbrio mix cupru. Un simbrio cupru, de fapt, că mix e altceva. Da, și avem până în capăt. Deja mi-au terminat și astea ultimele, uitați și voi. Black Sherry și cu nu mai știu ce am pus acolo, Good Pink. Și uitați ce germinație bună am la galbenele, una și una. Toate au ieșit. Nebunie. Ce faine sunt. Ardei i-am pus aici pentru că să fie un pic mai cald. Deja s-a uscat oba și am dat dimineața în forță. S-a uscat rău, rău, ca așa. Și vreau să-mi ziceți în comentarii, bine oare să uzi și pe timp de zi, pentru că turba se usucă foarte repede, chiar dacă uzi dimineața foarte bine până la amiază, dacă e soare, gata, e uscat, e beton. Ce-i de făcut în cazul acesta? E bine să udăm și pe timp de zi, dacă e uscată turba? Eu știu că la plante amatoare nu e bine să le uzi pe timp de zi, că le poți arde. Doar dimineața și seara. Acum nu știu, la răsaduri la fel ar trebui, adică mai ales la răsaduri, că sunt fragede. Eu le-am mai vedat și ziua. Uneori, n-au pățit nimic, dar n-aș vrea să ud prea mult. Să le dau o dare dimineață puternică și poate le dau și seara una. Una scurtă, cred că da, o să le dau și seara una și una dimineață.
cel mai bine așa. Ca să dezvolte ca lumea, în forță. Bun, prieteni, acum aici nu mai o să fac un mare parte, mai nimic. O să mă duc să plantez alea pentru că e aproape seara și să apuc. Am ceva de plantat, o să vină clip nou. Dar e bine că am scăpat cu răsadul, le-am repicat toate, au ajuns aici. Acum trebuie să așteptăm vinetele și ardeii să mai crească și să-i repicăm și pe aceștia. Și roșiile astea. Avem încă 200. Cu germinații văd că foarte bune. Deci încă 200. Deci ar mai veni 5 alveoli. Vreo 10 alveoli. Nu o să-mi încapă să trească să mai prelungesc un pic. Dar în rest e bine. Nu o să le mai iau de aici, deci nu o să le mai mut. O să ud de aici, o să ud cu pompa mare, că nu mai e cum să uzi cu pompița. Acum uzi numai, na, dacă mai vezi zona uscată pe margine, pe aici o mai uzi. Dar n-ai cum să uzi atât de mult cu pompița, pentru că pierzi foarte mult timp, adică stai câteva ore să uzi la fiecare. Și de sus trebuie să uzi, n-ai ce face, trebuie să uzi de sus sau imersi. Dar să stai imersi la fiecare alveolă, bine, că nu n-am așa multe. Dar, na, nu știu dacă e așa bun imers, mereu o să faci. Pentru că se vede foarte, foarte mult la rădăcină, nu știu. Să-mi ziceți și voi acolo în comentarii. Cum e mai bine, să ud cu pompa de sus sau să fac imersi la fiecare alveolă, dar o să mă chinui să scot alveola de aici, iară pun-o. Am jurat cu pompa, pac, rapid, aș face treabă. Trebuie să pun turba asta înapoi într-un sac. Am acolo 4 alveole, de când stau alea de o lună, cred că o să scot turba și o să amestec cu asta. Că varza mai e până la semănat. Sau semănăm undeva în 10 aprilie, mamă, și mai vine și varza. Deci, trebuie să mai iau folii și să prelungim ăsta mult. Pentru că vine varza, conopida, broccoli, porumb, fasole. Până în capăt ajungem aproape. Bineînțeles că pe 25 aprilie, dacă e vreme, astea vor fi plantate în solar și va trebui să le scoatem un pic la călită pe 15 aprilie, cam așa, 10 aprilie, o să încep să le scot mai afară, mai la umbră, mai să înveți un pic cu clima de afară, deși ele vor fi plantate înăuntru, dar o să fie câteva care să le plantești afară și de aia zic, să le călim acolo în forță, în forță, să le bată vântul, să fie așa bombardiere ca mine. Da, dacă v-a plăcut acest clip, uitați dați un like, un flash, un share și ne auzim în următorul clip în care vom plata aceste plantuțe frumoase care au o culoare excelentos. Vă pupă fratele, încă avem multă treabă să mai facem un pic de curat pe aici, că e nebunie. Hai, respect, vă pup!